trebuie să vedem de fapt. Avem și o schiță pe care ați făcut-o acolo și pe care simplă, o încercăm să o explicăm telespectatorilor noștri, dar pe înțelesul tuturor. Exact. Să vă rog. Trebuie să ținem cont de următorul lucru. Acest avion era un avion de producție rusească care a suferit o serie de transformări obligatorii pentru a zbura în spațiu european. Și dar s-a montat, considerat, pe de altă parte, unul dintre cele mai sigure și mai bune avioane ale generației sale. Exact. Dar un avion, din păcate, trebuie să recunoaștem acest lucru, tehnologic depășit. Să nu uităm că la bord avea instrumentele calibrate, înscrise, și calculele se făceau în metri și kilometri, vis-a-vis de ceea ce înseamnă aviația modernă de astăzi, care face calculele în picioare și în mile nautice. De asemenea, trebuie să ținem cont de următorul lucru. Acest avion avea 3 piloți automați. Deci nu se pune niciun fel posibilitatea defectării uneia, pentru că intervenea cel de-al doilea, de-al treilea. Există acest sistem GPS pe care l-are toată lumea și la mașină, e de fapt o dezvoltare a aplicațiilor militare plecând de la avioane și așa mai departe, care aduce avionul pe o direcție prestabilită cu o abatere de până la câțiva metri, funcție de calitatea lui. În afară de aceasta, trebuie să ținem cont de următorul lucru. Există un aparat care, pe care am scris aici ca denumire, pe inițiale, care are rolul de a avertiza în momentul în care se apropie avionul într-o evoluție pe care nu i-o permite cartea, manualul fabricantului, și îl avertizează. În momentul în care sună una din și apare și o informație vizuală dată de acest aparat, orice pilot de când începe cariera până când iese din ea, ratează. Deci am vrut să specific foarte clar aceste trei lucruri care se află la bord de avion. De asemenea, trebuie să ținem cont de următoarele lucruri. Situația meteo nu era deloc așa cum s-a încercat a se explica, impune chiar că ar fi fost o ceață foarte deasă. 500 de metri vizibilitate este o minimă de categoria IRS, categoria 1. Deci bun, instrument... atunci, de ce controlele de trafic au sfătuit piloții să se îndrepte către un alt ajungem aeroport imediat dacă aceste aici condiții ajungem, meteo nu erau ajungem atât de nefavorabile cum susțineți? Celălalt aeroport, aeroportul civil, care are o pistă de 1600 de metri pe care acest avion nu ar fi putut să aterizeze la ora la care se dădeau condițiile meteo, pentru că există un site pe care toată lumea poate să-l vizioneze și în care îți dă la orice aeroport civil din lume, îți dă situația meteo de acolo. La cele militare nu există. Acel aeroport era închis din cauza ceții. În situația aceasta, și oricum, pentru că pista nu-i permitea să meargă acolo, el a ales, în mod normal, aeroportul de destinație. Pentru că aici începe speculația și peste tot au început tot felul de discuții. Trebuie să ținem cont de următoarele lucruri. Orice aeroport militar are niște sisteme de venire obligatorii pentru avioanele militare. Gândiți-vă că un avion militar MiG-29, MiG-35 vine cu o viteză foarte mare la aterizare. Și trebuie să vină în toate condițiile. Deci el are un instrument la bord care e similar avionului comercial, care se numește ILS la avioanele comerciale, Instrumenting Landing System, care dă un fascicol de undă electromagnetică care îl va poziționa acest avion și ca înălțime, dar și ca direcție, exact pentru a duce la pistă în condiții chiar de 0 cu 0. 0 metri vizibilitate, 0 metri plafon. La orice aeroport militar, în special în Rusia, există un sistem de dirijare care se numește precizie, dirijare de precizie, care constă într-un radar cu două componente, una verticală, una orizontală, și care permanent este verificat de către un operator de sol, că de-aia avem acum, începem să legăm o serie de informații care au apărut disparat și această informație se regăsește într-o știre publicată în Rusia, un interviu cu acest operator, în care el îi spune că, domne, eu am vorbit cu ei, dar la un moment dat ei n-au mai răspuns și s-a pus problema, dar le-a zis în engleză, ce nu le-a zis în rusești. Da, există această informație potrivit căreia doi controlori de trafic rus susțin că nu s-au înțeles cu piloții polonezi din cauza barierei lingvistice, pentru că vorbeau prost rusește. Acum vreau să vă întreb, apropo de acest lucru și de această informație, în ce limbă se vorbește? Pentru că de regulă se vorbește, din câte știu eu, în limba engleză. Numai în limba engleză. Și atunci? Ei, aici intervine problema cea mai mare. Aeroporturile militare și de-aia aici sunt chestii legate de speculațiile pe care distinsul coleg de emisiunea de astăzi le va face sau pomenea despre ele, în ceea ce privește reaua, buna credință, nivelul de pregătire al acestei vizite
pentru că orice vizită de asemenea nivel se pregătește din timp, se știe ce aeroport, ce, dacă este autorizat, de exemplu, să-l aducă operatorul pentru anumite categorii de viteză de avioane și așa mai departe. Deci sunt niște lucruri foarte bine stabilite din timp. Ori în momentul în care acest avion, în loc să urmeze această traiectorie pe care am trasat-o eu cu verde, aici trebuia să ia decizia de aterizare. Deci nu se pune sub nicio formă problema unei abateri. Uitați-vă pe schema de sus, care vă arată în plan văzut de sus cam cum ar trebui să arate avionul, cum să vină într-un maxim, acesta e unghiul maxim în care el are voie niște abateri. Să oscileze. Să oscileze. Gândiți-vă că el la un kilometru de pistă, am luat media, că unii au 700 de metri, unii 1500 de metri, el a avut 150 de metri abatere laterală. Este imens. Gândiți-vă că acest instrument GPS are o abatere de câțiva metri. Și atunci, de unde rezultă această abatere, din punctul dumneavoastră de vedere? Aici încep speculațiile. 1. Echipajul acesta este un echipaj antrenat foarte mult pe simulator. Pentru că acest tip de avion nu mai zboară, nu mai este comercial. Nefiind comercial, piloții nu mai pot să-și susțină orele de zbor. Sunt toți, au fost și toți, sunt sigur, 100%, că toți cei din avion erau niște ași la vremea lor, în condiții în care și-au obținut calificările respective, au fost aleși să fie piloții președinției până la urmă și așa mai departe.